Bun găsit tuturor la Actuala Regională. Astăzi urmăriți o ediție realizată de colega mea, Maria Florea. Vom încerca să privim realitatea din diferite unghiuri, mai ales că acest cuvânt, schimbare, e unul care ne-a marcat în ultima perioadă existența, fie că vorbim despre schimbare în domeniul sănătății, în domeniul justiției sau despre modificările survenite în interiorul fiecăruia dintre noi. Vom vorbi așadar din diferite unghiuri, vom discuta cu președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași, domnul Radu Țibichi, dar și cu președintele Curții de Apel Iași, doamna Diana Micu Cheptene, și vom avea și perspectiva unui sociolog. Cătălin Fedor ne va spune cât de mult am învățat din această perioadă, dacă ne-am îndepărtat unii de alții sau, din contră, dacă izolarea ne-a apropiat mai degrabă. Pentru că sociologii se ocupă de multe ori și de statistici, vă spun și câteva cifre ale zilei față de ziua de ieri. În județul Suceava sunt cu 63 de cazuri în plus. La polul opus, Vasluiul nu are niciun caz în plus, iar în județul Iași avem 6 noi cazuri de îmbolnăviri. La nivelul întregii țări sunt 250 de cazuri față de ziua precedentă și, ca să avem imaginea de ansamblu, până astăzi pe teritoriul României au fost confirmate 22.415 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate. Pe prima pagină a ziarelor nu găsim numai știri despre pandemie, găsim în această perioadă și știri despre apele care au luat-o puțin razna din cauza precipitațiilor. Dacă în urmă cu 3 săptămâni vorbeam despre secetă, iată că acum în anumite zone e polul opus. Din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile înregistrate atât în România cât și în Ucraina, nivelul apelor râului Prut continuă să crească. La ora 15, râul măsura la Oroftiana 616 centimetri, cu 146 de centimetri peste cota de inundație, în creștere față de ora precedentă cu 4 centimetri. La aceeași oră, la Rădăuți Prut, apele atinseseră 380 de centimetri, cu 90 de centimetri peste cota de atenție. Din acest motiv, autoritățile locale, dar și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență continuă să monitorizeze situația. În acest context, hidrologii au prelungit atenționarea emisă încă de la sfârșitul săptămânii trecute. De la Botoșani mergem acum la Bacău. Avem o știre proaspătă. Vă spuneam ieri despre un eveniment care urma să aibă loc. Iată că au fost corespondenții noștri prezenți acolo. 100 de ani de la înființare. Atât a împlinit baza 95 aeriană Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău. Cu această ocazie, drapelul de luptă al unității a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Pe 16 iunie 1920 se înființa pe aerodromul Tecuci, Centrul de Instrucție al Aviațiunii. Peste 100 de ani, continuatoarea tradițiilor militare a acestei prestigioase instituții, este baza 95 aeriană Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău. Primele zboruri în preajma Bacăului au avut loc în septembrie 1911, atunci când aviația română a participat la manevrele regale care s-au desfășurat între romani și pașcani, sub directa supraveghere a principelui Ferdinand al României. Din 2001, în organigrama unității apar și două escadrile de elicoptere, IAR-316 Alouette și IAR-330 Puma. În iulie 2010, unitatea primește în dotare elicoptere de tip IAR-330 Socat, iar din februarie 2012 intră în dotarea bazei avioane IAR-99 Șoim. Baza 95 aeriană este singura mare unitate de aviație din zona Moldovei, iar astăzi își sărbătorește centenarul. În semn de apreciere a profesionalismului și a rezultatelor importante obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru contribuția avută la promovarea imaginii armatei române, președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, un semn de pace pentru militari, drapelului de luptă al bazei 95 aeriene Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu. Momentul de acordare a distinției a fost precedat de un survol al aeronavelor din dotare. Este o misiune de suflet, o misiune pe care o îndeplinim cu drag. Dacă am ajuns ce suntem astăzi, suntem datorită înaintașilor noștri și a faptelor pe care ei l-au săvârșit.
Datoria noastră este să continuăm și să predăm ștafeta către tineretul care vine din urmă. Suntem onorați, este un moment istoric, pot spune, unic în viața unui militar și nu putem decât să-i mulțumim Dumnezeu că noi am fost cei aleși. Domnul general major Vasile Toader, slăzitor al șefului statului major al apărării, decorează drapelul de luptă al unității. Mâine și joi, aeronave de tip IR-99 Shoim și IR-330 Socat din dotarea bazei 95 aeriană vor survola localități din regiunea Moldovei, iar deasupra spitalelor COVID-19 din Botoșani, Focșani, Iași și Suceava vor fi lansate flori pentru exprimarea recunoștinței față de eroi în halata albe care s-au aflat în linia întâi în lupta contra virusului SARS-CoV-2. O știre, de asemenea, din Bacău. Teatrul Municipal Bacovia se pregătește pentru o stagiune, nu online, pentru că a fost alături de publicul său în această perioadă online, pe pagina de Facebook și pe site. Se pregătește de o stagiune în aer liber. Mai exact, în luna iulie se dă startul acestei stagiuni și vor fi spectacole într-un spațiu inedit, pe insula de Agrement. În amfiteatrul de pe insula de Agrement veți putea să vedeți spectacole precum Cei trei purceluși, Trei povești de dragoste, Scufița roșie, Emigranții și va fi și o premieră în luna iulie, Capra cu treiezi. Așadar, dacă ajungeți prin Bacău, puteți să mergeți și la teatru. Vă spuneam că astăzi vedem realitatea din diferite unghiuri. Acum aflăm care au fost schimbările care au apărut în sistemul de sănătate în ultima perioadă, atât în perioada stării de urgență, cât și în perioada stării de alertă. Dacă s-a dezvoltat sau nu în ultimele luni telemedicina, dacă a crescut sau nu numărul cererilor de concediu medical, ce trebuie să facem dacă ajungem să fim în izolare sau în carantină. La toate aceste întrebări ne răspunde președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași, domnul Radu Țibichi. Care au fost principalele schimbări care au apărut în serviciul de sănătate în starea de urgență și apoi în starea de alertă? În perspectiva Casei de Asigurări de Sănătate, nicio unitate nu s-a mai confruntat cu astfel de situații, de aceea am încercat prin modificări legislative rapide să creăm, să facilităm accesul asiguraților la servicii medicale în condițiile în care s-a putut. Așa cum știți, Ministerul de Interne și Ministerul Sănătății a dat prin ordin niște directive foarte clare de reducere a activității medicale, noi în același timp fiind cumva între asigurat și unitatea sanitară, intermediarul prin care încercam să asigurăm accesul la aceste servicii, de aceea aș vrea să vă spun că am avut o colaborare foarte bună cu medicii de familie din județ care au înțeles situația în starea de urgență și care au menținut cabinetele deschise, iar prin faptul că s-au acordat consultații decontate la distanță prin mijloace de comunicare electronice sau telefon, acest lucru a contribuit foarte mult la descongestionarea anumitor situații limită. La fel, tratamentele medicale au avut continuitate, medicii de familie căpătând în această perioadă, în plus față de protocoalele care le utilizau în mod curent, posibilitatea de a prescrie și medicamente din programele de sănătate, astfel încât pacienții să nu se deplaseze la cabinetele medicilor specialiști sau în spitale. O problemă foarte dificilă a fost cea a bolnavilor din cadrul anumitor programe din celelalte județe ale Moldovei, arondat la Centrul Universitar Iași, dar am găsit împreună cu spitalele soluții. Am distribuit medicamentele la domiciliul pacienților, astfel încât nimeni nu a rămas în această perioadă fără tratament. Pacienții s-au adresat mai mult sau mai puțin medicilor de familie? Medicilor de familie, în creștere este numărul consultațiilor și asta, în primul rând, că prin sistem s-au decontat mai multe consultații pe oră decât decontam în mod obișnuit, adică au crescut de la 4 consultații la 8 consultații pe oră serviciile medicale decontate medicilor de familie, la fel și în ambulatoriul de specialitate, unde a fost un pic diferit, în sensul că mai multe cabinete și-au închis activitatea în perioada de urgență, dar de pe 15 mai observăm că majoritatea au deschis cabinetele și lucrurile sunt în creștere, atât în ambulatoriu cât și în sectorul spitalicesc.
telemedicina care poate s-a dezvoltat în această perioadă. Credeți că ar trebui să meargă pe acest trend, în această direcție? Da, cred că acesta este marele câștig din această perioadă. Am învățat să comunicăm și prin alte mijloace și zic eu destul de eficient, pentru că în țările dezvoltate, unde funcționează sisteme de sănătate mai bune decât cel românesc, aceste lucruri se fac de mult. Și cred eu că, într-o anumită formă, trebuie găsite soluții ca acest gen de consultații să continue și după ce ieșim din starea de alertă, respectiv după ce se termină pandemia. De menționat că până la 30 septembrie vom funcționa în acest regim. Deci, în continuare, medicii vor da consultații la distanță, vor avea aceleași posibilități de prescriere a medicamentelor, cardul de asigurări nu se va utiliza la asistența primară și ambulatoriu până la 30 septembrie, se va utiliza însă la celelalte sectoare de activitate începând cu 1 iulie. A crescut numărul de cereri de concediu medical? Da, am avut o creștere în luna aprilie de la undeva 700-800 de concedii de carantină cât au fost în martie, am ajuns la peste 1000. Noi am decontat cu prioritate aceste concedii, am făcut decontări de circa 26 de milioane de lei în 2 luni de zile, s-a muncit la foc continuu. Prin lege, decontarea concediilor de carantină a fost prioritizată și astfel am putut să asigurăm resursele financiare angajatorilor să-și plătească angajații la timp. Cei care poate nu au urmărit schimbările din ultima perioadă, dacă intră în izolare sau carantină, cum ar trebui să procedeze? Pacienții, mă refer. Pacienții care au intrat în carantină au primit după ieșirea din carantină concediu medical de la medicul de familie și ulterior l-au depus la angajator. Asta s-a întâmplat în toată perioada de urgență și continuă la fel până la 30 septembrie în același regim. Mai multe spitale au fost taxate strict pe pacienții COVID. Ce s-a întâmplat cu secțiile închise? Da, au fost niște circuite schimbate, în special la spitalele care au tratat pacienții COVID și cele de suport. Evident că în acele spitale activitatea pe anumite secții a avut de suferit, însă acestea au fost regulile stabilite de situația pandemică și directivele epidemiologilor din cadrul Direcției Sanitare și de la Minister. Însă celelalte spitale au început activitatea, dacă, de exemplu, în luna aprilie am avut în jur de 35% gradul de utilizare a capacității spitalicești, deja în luna mai am crescut undeva la 55% și trendul este în continuare în creștere. Sperăm noi ca până în septembrie spitalele să lucreze la capacitatea lor maximă, pentru că pacienții au nevoie de servicii spitalicești. Știm foarte bine, le este foarte greu în acest moment cu accesul în spitale, aceste condiții de triere sunt destul de neplăcute în unele cazuri. Se fac eforturi, dar trebuie din partea tuturor aceste eforturi, de aceea recomandăm ca serviciile să fie programabile, da? Și din partea furnizorilor, dar mai ales al asiguraților, să încerce să se programeze și să respecte ora programării, ca să nu fie în situația de a aștepta ore întregi în fața unităților spitalicești. Din păcate, celelalte boli nu intră în carantină, sunt în continuare pacienți cu boli grave care au nevoie de dializă sau care au nevoie de tratamente pentru cancer. Ce s-a întâmplat cu acești pacienții în această perioadă? Dializa a funcționat în condiții normale, evident cu restricții de acces și tot ce a însemnat recomandări din partea Ministerului. Celelalte servicii, de exemplu pacienții oncologici, au primit tratament, au făcut ședințe de radioterapie în cele două centre care le avem în Iași, însă nu la nivelul obișnuit. Au fost reprogramate anumite cazuri care se pretau la așa ceva. Dar cei care au avut nevoie de servicii în regim de urgență au fost tratați. La spitalele de boli cronice, acolo a fost o problemă, pentru că nivelul de utilizare a capacității a fost unul foarte redus, dacă ne referim la spitalul de recuperare, de exemplu. Însă sunt și spitale cum sunt cele de paliație, unde au funcționat în regim normal la capacitate maximă, majoritate. De curiozitate, au mai fost în această perioadă solicitări pentru formularul E112? Am avut două solicitări din partea pentru un copil, din partea unor părinți care
au solicitat să meargă pentru o intervenție pe cord, da, într-o altă țară, justificat medical, și o altă solicitare zilele acestea pentru un pacient cu arsuri grave și care nu a putut fi tratat în Iași. Însă, dacă au fost mai puține formulare, asta înseamnă că au avut pacienții unde să se adreseze și unde să se trateze în România. Nu ne referim aici doar la formularul S2 sau E112, cum este cunoscut, ne referim în general la asistența medicală transfrontalieră, pentru că există și alte modalități. Cardul european, serviciile care se acordă în alte state și se decontează în țară la tarifele din România. Există multiple variante de a beneficia de servicii în alte țări, ceea ce este un lucru bun pentru sistemul sanitar, că există soluții și întotdeauna, în funcție de gravitatea cazului, noi cel puțin îi consiliem pe toți asigurații care îmi se adresează și căutăm împreună cu medicii soluțiile cele mai bune ca respectivele cazuri să fie soluționate. Fiind aceste restricții de circulație, a fost o procedură diferită, a fost mai complicat? Nu, pentru situații de urgență au fost circulația deschisă, nu a fost niciun fel de problemă. Serviciile de ambulanță la fel au funcționat chiar la intensitate maximă și din acest punct de vedere am fost și noi bucuroși că în urmă cu 6 luni de zile avem și în Iași 2 furnizori de servicii privați de transport și servicii de urgență la domiciliu pentru consultații și pentru transport medical la alte unități sanitare. Ceea ce a fost bine, a fost un aport suplimentar față de serviciul SMURT, față de ambulanța din subordinea Ministerului Sănătății și aceste servicii ne-au ajutat în această perioadă. Aveți un mesaj pentru pacienți pe de o parte și pentru medici pe de altă parte pentru următoarea perioadă? Evident, să comunicăm mult mai bine în soluționarea problemelor care apar, să fim calmi, să respectăm regulile de distanțare socială și regulile de igienă care sunt propuse și indicate de Ministerul Sănătății. De asemenea, un lucru foarte important îl reprezintă programarea la medic. Este esențial ca în această perioadă să respectăm programarea și situațiile programabile, iar acolo unde sunt probleme să apeleze cu toată răspunderea la Casa de Asigurări de Sănătate pentru consiliere, la serviciu medical sau la serviciu relații publice. Vorbim despre sănătate, dar să vorbim puțin și despre cultură. Un lucru care s-a schimbat în această perioadă, dacă este să privim partea plină a paharului, este faptul că am avut acces la spectacole online de oriunde de pe glob și am putut să vedem gratuit piese, nu știu, de la Cluj, de la Timișoara, București, Galați. Apropo de Galați, puteți gratuit în această seară să vedeți spectacolul Punguța cu doi bani dacă intrați pe pagina de Facebook a teatrului Gulliver, e teatru pentru copii, așadar poate sunt câteva idei pentru cei mici, dacă nu știți cum să-i mai țineți, să-i mai stăpâniți în această perioadă. Va fi și un spectacol în aer liber, în curtea interioară a teatrului Dramatic. Este vorba despre un spectacol programat duminică la ora 10:30 la Galați, Cei trei purceluși. Această perioadă cred că a polarizat din anumite puncte de vedere societatea. Avem pe de parte scepticii, pe de altă parte persoanele extrem de speriate de tot ce se întâmplă. Sunt, bineînțeles, și observatorii, cei care privesc realitatea obiectiv. Cât de mult ne-a modificat această perioadă, dacă ne-am îndepărtat sau nu unii de alții, sau din contră, dacă ne-am apropiat, ce am învățat de fapt pe timp de pandemie, aflăm dintr-un interviu realizat de colega mea Maria Florea cu Cătălin Fedor, cercetător la Academia Română filiala Iași. Vom vedea acum realitatea prin ochii sociologului. E o perioadă provocatoare pentru sociologi, pentru a încerca să observăm și să înțelegem România un pic altfel. Aș vorbi în termen de responsabilitate, de vulnerabilități și de gândire critică, dacă vreți. Și am să încerc să dezvolt. Am fost supuși unui proces intens de manipulare chiar mass media,
din partea mass mediei, argumentele pro și contra acestui fenomen care s-a extins și încă există la nivel mondial, a făcut ca opinia publică să fie împărțită. În sensul că s-a mers pe un palier de la stânga la dreapta, de la cei care au fost complet conștienți de faptul că există un fenomen foarte grav, până la negaționiști, ca să mă exprim așa, deși termenul nu este foarte clar, foarte bine punctat aici. Cei care nu vreau să vadă într-adevăr că există, nu vreau să recunoască faptul că există așa ceva. Faptul că opinia publică este împărțită și a fost împărțită și este împărțită și la ora aceasta, se datorează faptului că atât politicienii cât și specialiștii, pe de altă parte, au utilizat tehnica mass media într-o direcție sau alta. Politicienii, cei ai puterii, au făcut ceea ce era de făcut pentru a opri răspândirea fenomenului. Cei din opoziție, să spunem, au încercat să saboteze toate măsurile luate de cei de la putere. Astfel încât opinia publică, care de regulă este cumva fidelă unor canale de televiziune mai cu seamă, nu a putut decât să înghită pe de-a gata anumite învățături care au fost date de politicieni. Pe de altă parte, și specialiștii nu au fost într-o totul cât se poate de constanți în opinia lor. Cunosc cazuri de medici care au pornit de la faptul de a fi într-o totul de acord cu gravitatea acestei pandemii și faptul că trebuie să luăm măsuri cât se poate de clare pentru limitarea și eradicarea ei în măsura în care se poate, până la medici care chiar erau și tot de tipul negaționist, ca să mă exprim așa pe mai departe, până când și la rândul lor au avut de-a face cu problema coronavirusului care i-a afectat pe unii dintre ei și au fost nevoiți să recunoască existența și gravitatea fenomenului. Drept urmare, unde vreau să ajung cu acest mic expozeu? Opinia publică fiind influențată de toate informațiile care au venit pe căile acestea, a fost inevitabil divizată. Practic, i s-a pus o lentilă prin care să înțeleagă fenomenul și să îl interpreteze. Ori, punctul meu de vedere al sociologului este că trebuie să renunțăm la această lentilă. Trebuie ca fiecare persoană să asculte cât mai multe opinii din toate părțile, dar să nu reacționeze fără să gândească la toate știrile alarmiste sau la sfaturile mai mult sau mai puțin avizate. Cu alte cuvinte, fiecare persoană a avut o oportunitate extraordinară de a-și dezvolta gândirea critică. Ăsta este un mare câștig al fenomenului care încă se desfășoară sub ochii noștri. Vorbind de vulnerabilitate, când mă duce inevitabil la vulnerabilitate, ne-am dat seama cu toții cât de vulnerabili suntem, mai cu seama dacă avem pe cineva drag, dacă ne gândim la familie, la părinți, mai cu seama dacă nu sunt în raza noastră de acțiune, astfel încât să putem să îi protejăm cum dorim. Sunt la distanță, au fost interzise la un moment dat drumurile în alte localități, sub anumite condiții, cunoaștem tot ce s-a întâmplat. Simpla idee că știi că s-ar putea ca mâine să nu-l mai vezi, fiind și sub influența știrilor alarmiste, n-ai pus seama, din Italia, Spania, la începutul pandemiei, în prima lună, te-a făcut să-ți pui niște gânduri despre rostul tău, al omului pe care l-ai în general în viață. Și asta te duce cu gândul că inevitabil trebuie să fii responsabil. În primul rând, să fii responsabil tu pentru tine însuți, tu pentru cei dragi apropiați, pentru cercul tău intim, tu pentru ceilalți. Cu alte cuvinte, într-o manieră un pic mai filosofică, trecând peste latura sociologică, ne dăm seama de rostul vieții, limitarea noastră și faptul că dacă înțelegem libertatea individuală a noastră pe care o cumva putem să o sacrificăm pentru binele comun, înseamnă că, într-adevăr, ne putem afirma ca oameni între oameni. Este o a doua lecție de reflexie mare pe care, cel puțin din punct de vedere personal, dar în mare măsură și pentru mulți dintre apropiații mei, am observat că am învățat-o și eu și apropiații mei. Ideea de a conviețui împreună la nivel individual, ceea ce după sine atrage o conviețuire împreună la nivel mare, macro-sociologic, interstatal, dacă doriți. Faptul că statele s-au ajutat între ele, că România a trimis chiar o echipă de medici în Italia, uimitor. Am trimis în Republica Moldova, în Statele Unite, chiar, da. În Statele Unite, extraordinar. Faptul că am primit ajutoare sub formă materială din partea altor state din Uniunea Europeană și din alte părți, inclusiv ajutor sub formă de tehnologie, de know-how,
de construcție în România a celor aparate de incubație de unul de genul ăsta arată că într-o asemenea criză, la nivel mondial, suntem interdependenți. Cu alte cuvinte, schimbul de materiale, de specialiști, de cunoaștere este cât se poate de necesar. Nu putem să ne depășim condiția prin noi înșine, fără să apelăm la celălalt. Cum vede sociologul România online, România remote? Sunt concepte pe care a trebuit să ni le asumăm într-o perioadă extrem de scurtă? Da, da. Este viitorul care, de fapt, a venit peste noi un pic prea repede, deși condițiile existau încă dinainte. Mă refer strict la activitatea mea. Ca sociolog am reușit să dezvolt telemunca prin activitatea cu studenții, telestudiile, prin tot ce am făcut tele. Acest tele, la distanță, pornind de la grecescul vechi tele, se impune ca o necesitate din ce în ce mai mare. Cu alte cuvinte, fiecare angajator de acum trebuie să își calibreze opțiunile în a da cât mai mare pondere activității la distanță. Treaba asta se face de acum și în sistemul de învățământ. Am văzut că și în sistemul medical, cu ocazia pandemiei, s-au generalizat consultațiile la distanță și primirea rețetelor în sistemul online. Cu alte cuvinte, acesta este viitorul. În ceea ce privește activitatea în general, trebuie promovată activitatea la distanță cu specificarea faptului că cel care lucrează de acasă, să spunem, într-o anumită formă de izolare, el trebuie să-și facă foarte bine treaba, să respecte termenele pe care le are cu angajatorul. Drept urmare, este un bun pas către viitor. Gândul mă duce un pic mai departe. E posibil ca în orice moment să revină o criză de genul acesta. Fie că este vorba de valul 2 al coronavirusului, fie că poate fi orice altă criză care va impune să învățăm ceva din ceea ce s-a întâmplat și din aceste aspecte, cumva, lucrul acasă și autoizolarea să devină un fapt cât mai divers, mai banal, poate pentru viitor. Înseamnă că noi trebuie să acordăm foarte mare importanță acestor aspecte, plus aspectelor de igienă, să nu uităm. Un mare atu este faptul că am învățat mai multe. Mulți dintre noi am învățat mai multe despre igienă, despre utilitatea măștilor, despre modul în care economisim la un moment dat și modul în care efectiv ne croim activitatea zilnică și viitorul ca persoană individuală, ca familie, plus activitatea prin această teletehnologie sunt de acum condiții necesare și de bază pentru viitor. Și nu pentru viitorul cât se poate de îndepărtat, ci pentru viitorul imediat. Nu vom ști cum va fi, de exemplu, anul școlar de la toamnă. Tare mică va fi o sinteză sau o activitate mixtă și fizică și online. E bine să ne obișnim cu activitatea online. Cum ați caracteriza relația dintre societatea civilă și administrație în această perioadă? Eu aș aduce în discuție factorul politic la modul general. Poate e un răspuns un pic pe alături față de ce doriți dumneavoastră, dar vreau să aduc în discuție faptul că medicii și cercetătorii, în modul general, dacă tot eu sunt cercetător, trebuie să fie mult mai bine stimulați. Nu neapărat plătiți, stimulați. În situații de criză se stimulează cercetarea. În orice țară civilizată, și avem exemplele din Uniunea Europeană, unde Franța, Germania, sunt Olanda, cumva în top, se investește foarte mult în cercetare. Nu vorbesc de acei 3% din PIB pentru cercetare, ceea ce la noi înseamnă un vis, noi suntem la 0,02%. Ultimul loc oricum din Uniunea Europeană. Da. Pentru că în situația asta noi am avut foarte multe de învățat. Nu doar în materie medicală, unde au apărut și din partea României lucrări, multe lucrări. Din reflex, lucrări științifice au făcut și sociologii, și politologii, și economiștii, și psihologii, dar din reflex, fără să fim stimulați. Ori, în măsura în care se face o politică coerentă de a stimula cercetări de genul ăsta, una la mână că ne respectăm pe noi înșine, din punct de vedere intelectual, prin raportare la colegii noștri europeni, doi la mână ne aducem noi contribuția la cunoașterea comună, un pas mai departe către cunoașterea comună la nivel european și mondial, trei pur și simplu difuzând în societate rezultatele studiilor noastre, realmente suntem mai siguri pentru noi și putem să avem o atitudine cât se poate de
calmă pentru viitorul val de crize, de incertitudini care vor veni. Și vreau să spun cercetarea la modul general, pentru că această criză ne atrage după sine învățăminte și din punct de vedere etic multe, din punct de vedere bioetic, pe cine îl luăm și îl tratăm primul și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte, unele mai filozofice, altele mai practice, să spunem, dar care sunt legate de o asemenea pandemie. Ori dacă am avut ceva de învățat, și revin la întrebarea dumneavoastră, în relația cu administrația, administrația trebuie să devină ultra-responsabilă față de toți cetățenii. În cazul meu, am luat un pic partea cercetătorilor tagmă din care fac parte, trebuie să fim stimulați ca să fim măcar pe picior de egalitate cu colegii noștri europeni. Să nu fim un fel de rudă mai săracă, ca să mă exprim așa. Cu siguranță un sociolog ar putea să ne spună dacă realitatea sau modul de a percepe realitatea era influențat sau nu în momentul în care ziarul tipărit reprezenta principala noastră sursă de informare. Mă încăpățânez să citesc chiar de pe pagina tipărită astăzi să vă realizez revista presei. Ne oprim la ziarul de Iași. Aproape 1000 de absolvenți de gimnaziu din Iași nu s-au prezentat la evaluarea de ieri. Peste 6500 de absolvenți de clasa 8 au susținut ieri prima probă a evaluării naționale la nivelul județului Iași în 175 de centre de examen. Dintre acestea, 56 de centre sunt din mediul urban, iar 119 din mediul rural. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Iași, prezența la prima probă a fost de 88,3%. Și tot din ziarul de Iași, de pe pagina a doua, aflăm că Teatrul Luceafărul pregătește mai multe întâlniri cu publicul în aer liber, atât în fața teatrului, cât și în grădina Palace sau la Bojdoc al lui Ion Creangă din Țicău. Mergem și la evenimentul regional al Moldovei. Piața Unirii va fi reabilitată, se spune în pagina 5. La 5 ani de la modernizarea zonei cuprinsă între treptele de acces ale hotelului Unirea și Bulevardul Independenței, Municipalitatea Iașeană pregătește refacerea mozaicurilor și pavimentului din Piața Unirii. Este vorba despre o suprafață de 12.000 de metri pătrați de jur împrejurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Și o altă știre din evenimentul regional al Moldovei. Bazele de agrement ale primăriei sunt pregătite pentru marea deschidere. Unele dintre acestea funcționează încă de luna trecută, odată cu ieșirea din starea de urgență, însă numai pe anumite servicii. Oficialii primăriei spun că în funcție de deciziile luate la nivel central vor fi deschise plaja Nicolina, strandul municipal, piscinele și terenurile sportive de la Ciric. Mai multe detalii, la fel, în ziarul pe care îl găsiți, bineînțeles, și online. Modificări așteptăm cu toții, schimbări au fost și în domeniul justiției. Colega mea, Maria Florea, a realizat un interviu cu președintele Curții de Apel Iași, doamna Diana Micu Cheptene. Activitatea instanțelor, inclusiv la Iași, a fost semnificativ redusă în perioada de urgență, dar lucrurile au funcționat într-o manieră specială și odată cu trecerea către perioada de alertă. O perioadă cu multiple schimbări. Va trebui să ne adaptăm tuturor situațiilor noi. Digitalizarea și tehnologia, dacă până acum ne-am gândit că în etape o vom asimila, situația și viața ne-a pus în poziția în care a trebuit să asimilăm rapid toată această chestiune. Dacă în perioada de urgență numărul dosarelor care le judecam al cauzelor era mic, numai pe acele cauze urgente, acum preluăm treptat întreaga activitate. Din perspectiva digitalizării suferim pentru că sistemele în sine nu sunt suficiente și toate elementele de legătură între sisteme. Adică nu neapărat ar fi o problematică echipamentul pe care îl deținem noi, instanța sau locul de detenție, dar și canalul de legătură dintre cele două, pentru că vă dați seama că el are o anumită securizare. Și atunci, dar poate că în prealabil ar fi trebuit să spun că fiecare instanță are un singur sistem de videoconferință și fiecare loc de deținere din țară tot un singur sistem. Deci aveți un singur sistem, dar într-o zi, să spunem, acum, cam câte ședințe sunt prin videoconferință? Noi, ca instanță, ne îngrijim ca pe sistemul de videoconferință să putem să introducem 2-3 ședințe pe timp, pe intervale de timp diferite. Problema este că
persoanele care sunt implicate în aceste dosare se află în locuri diferite de detenție și acele locuri, acele penitenciare, la rândul lor, pe intervalul acesta de timp, au solicitări pentru videoconferință de la instanțele din întreaga țară. Ca să spun așa, plastic e ca și cum un grup de vecini dintr-un cartier încearcă să se deplaseze în alt cartier al unui oraș mare cu o unică bicicletă. Zicem că nu avem decât o singură cale de acces, o singură pistă de biciclete. Asta este marea noastră problemă și dacă până acum alte lucruri erau cele care ne grebau activitatea, acum suplimentar suntem prinși în nevoia aceasta și implicarea efectivă a tuturor, în mod special a personalului auxiliar de specialitate, în a prinde locuri libere în care putem să ne programăm dosarele în sistemul de videoconferință. Motiv pentru care mulți dintre judecători au ajuns în situația în care împart aceste lucruri, dosarele, parte din ele sunt prin videoconferință, altele prin aducere efectivă la instanță a persoanelor private de libertate. Însă, pe termen lung, să știți că nu e neapărat un câștig, există pentru că nu s-ar mai face această deplasare și că, într-adevăr, din punct de vedere al costurilor pe care statul le suportă, e net un câștig sistemul de videoconferință, dar e o supraîncărcare pe instanțe și ajungem să fim nevoiți la un moment dat să acordăm termene mai lungi. În detrimentul acestei chestiuni, pentru că nu ajunge să facem asta, se preferă aducerea la instanță. Dar ca să înțelegem toți cei care suntem și din afara sistemului. Deci, practic, în perioada de urgență sau au fost ședințe, s-au judecat doar urgențele. Dar exista o listă de urgențe, adică știm care procese trebuiau judecate, cele civile, clar, probabil că au fost suspendate. Dar au fost câteva obiecte de cauze, spre exemplu, dau un exemplu, plasamentul de urgență sau ordinul de protecție. Astea erau din sfera aceasta civilă. În materie penală, cele, ca să generalizez, cauzele cu măsuri preventive, cu persoane care sunt arestate. Acelea s-au judecat în această perioadă. Dar erau puține numere. Sistemul, așa cum are ca infrastructură din punct de vedere al aspectelor, al datelor tehnice, reușea să facă față. Acum noi judecăm toate cauzele. Și inclusiv cele amânate. Inclusiv cele amânate, care acum au fost luate. Foarte mare de cauze și dacă am reușit un pic să creștem pe partea asta de infrastructură și v-am zis la infrastructură, nu mă refer la cameră, la calculator sau la chestiuni, deși și sistemul în sine integrat are niște specificații tehnice obligatorii, adică nu îl găsești așa pe piață, la liber. Important este canalul de legătură între noi și locurile de detenție. Cum să vă explic? Există un singur sistem, o bandă, iar o lățime pentru transmisie. Asta este, pe care o aveam și înainte. Acum, fiind foarte multe solicitări, banda asta ar trebui să fie ca pe autostradă, cum să vă spun eu. Să avem mai multe benz pe sensurile de circulație ca să putem să nu ne blocăm în faptul că nu avem loc. Asta este. Ca să Videoconferințele sunt, eu știu, indicate într-un anumit tip de proces? Adică nu le practicați la toate ședințele? În perioada de urgență, la toate, când erau implicate persoane care se aflau la locul, în locuri de detenție. Nu am utilizat acest sistem în cauzele care nu aveau, adică persoane libere care erau judecate, în dosarele care s-au judecat atunci. De ce? Pentru că nu avem canalul securizat. Și noi și înregistrăm toată ședința, știți? Și atunci sunt niște cerințe minimale pe care trebuie să le îndeplinim. Nici acum, spre exemplu, se conturează o practică a judecătorilor. În anumite cauze consideră că e oportun și e suficient sistemul de videoconferință, în alte cauze nu. Spre exemplu, acolo unde sunt audieri, acolo unde chiar inculpații sunt cei care trebuie să fie audiați sau să participe la niște audieri, li se pare că e normal să fie aduși la instanță ca să poată să perceapă. Dar sunt tipuri de cauze unde lucrurile sunt mai mult tehnice, nu cuprind audieri sau alte chestiuni de acest tip. Pe de altă parte, și într-un dosar, din, să zicem, 20 de termene, dacă există într-un dosar, judecătorul poate să considere că numai în 5. De 5 ori trebuie să fie adus la instanță inculpatul și în celelalte 15 situații e suficient sistemul de videoconferință pentru că el participă online la ședința de judecată. Dar lucrurile sunt evident într-o continuă mișcare. Adică există și partea bună a acestei situații și anume că am fluidizat foarte mult acum comunicările electronice, telefonice,
totul este mult mai rapid adaptat și oamenii, să știți că au o deschidere mult mai mare pe această chestiune. Adică am încercat cu toții să reușim să facem față acestei situații. Dar, în același timp, v-ați aglomerat foarte mult, pentru că acum au revenit toate ședințele care au fost suspendate în acea perioadă de urgență, au apărut altele noi, deși, apropo, cam câte dosare s-au mai înregistrat în perioada de urgență și în perioada aceasta de alertă, comparativ, de exemplu, cu anul trecut? Nu putem să facem comparația, pentru că... Dar bănuiesc este ceva mai puține, nu? Cred că... Mult mai puține. Ca și cum ar fi înghețat timpul. Ca așa au fost discuțiile prin decretul președintelui. Multe din au rămas la instanțele unde erau, așteptând să treacă această stare de urgență. Ea s-a oprit, da? Și suntem în alertă, dar alerta nu are limitări din punctul de vedere și au plecat spre noi toate dosarele. Ceea ce oamenii pregăteau, avocații cu care colaborăm, toate lucrările pe care le aveau și care le țineau într-o așteptare. Și chiar dacă erau trimise, ele nu primeau termen. Ele stăteau. Totul a fost într-o așteptare, totul a fost aproape înghețat și acum am reluat activitatea. Evident că dezghețând e mult de apă, vă dați seama, e mult de muncă. E mult. La același număr de personal, la aceeași număr de judecători, judecători de cameră preliminară, grefieri, cum veți face față? Am înțeles că s-ar putea ca vacanța judecătorească să fie doar luna august, dar lucrurile sunt în dinamică, nu se știe. E chiar o certitudine. Dacă, în mod normal, vacanța judecătorească e stabilită prin regulamentul nostru 2 luni pe an, iulie-august, anul ăsta s-a stabilit de către CSM că e o singură lună, luna august, atât e vacanța judecătorească. Asta înseamnă că judecăm în mod normal toată luna iulie, tocmai ca să putem face o recuperare a tot ceea ce s-a întâmplat a dosarelor care au stat. Și oricum, în august, în vacanța judecătorească, noi judecăm urgențe. Urgențe mai multe decât în perioada stării de urgență. Mult mai multe cauze sunt judecate de instanțe în perioada vacanței judecătorești. Dar, în același timp, durata proceselor s-a prelungit? Am constatat cu surprindere și cu bucurie că există recuperare ale perioadelor pierdute. De ce? Această noutate a tuturor elemente... Deci, înainte să zicem, comunicau părțile în procedură prealabilă, da? Cum el în procesul civil. Nu pornește un termen până nu se comunică toate documentele dintr-o parte în alta. Noi ce făceam înainte? Ne așteptam prin poștă să vină dovezile, să comunicăm. Acum folosim electronic, dublăm telefonic. Instant. Totul este instant. Oamenii sunt surprinși. Nu cred că s-au gândit că suntem capabili apti să ne adaptăm unui astfel de sistem, dar ne-am adaptat foarte bine. Dacă am reușit cu specialiștii noștri în IT, am creat, spre exemplu, softuri în care avem programări online pentru arhiva, pentru toate distanțele din cele două județe. Să fie într-un sistem, cum să spun, accesibil, telefonic, toate facilitățile pe care le întâlnesc într-o administrație publică, de exemplu, sau într-un alt sistem, am încercat să le integrăm la noi prin resursele proprii, prin proprii noștri angajați, fără niciun fel de cost suplimentar. Dar v-am zis, ceea ce s-a oprit în momentul acela al stării de urgență, faptul că 2 luni nimic nu s-a judecat, acum am constatat că există o recuperare. Și vă dau un exemplu concret. Dacă așteptam până la 60 de zile, spre exemplu, ca să fixeze un prim termen în dosar, lucrurile se rezolvă acum câteodată în 2 săptămâni. Pentru comunicarea aceasta electronică prin intermediul instanței care facilitează electronic, toate comunicările și oamenii au și disponibilitate și avocații, să știți, probabil că au înțeles că ăsta e drumul pe care trebuie să-l urmăm, că trebuie să ne adaptăm, fac ca toate chestiunile astea administrative să fie scurtate ca timp. Și atunci lucrurile mult mai repede se petrec și eu cred că de aici va veni o recuperare masivă a intervalului de timp pierdut. Dar chiar dacă viteza de reacție a crescut foarte mult datorită tehnologiei, volumul de muncă pentru judecători care trebuie să judece anumite cauze, la fel în această perioadă după urgență și prima parte a alertei, e mult mai mare și Așa e, sunt oameni, dar noi trebuie să fim corecți integral și să spunem așa că și în perioada aceea când noi nu am putut să ne desfășurăm activitatea în plin, au fost momente în care am acumulat niște resurse și energie, tot știind ce urmează după. Ne dăm seama de ce, atunci dozăm în mod corect efortul ca să putem să facem o recuperare. Pentru că e important ca toată lumea să contribuie la pornirea motoarelor, nu? Și atunci la noi lucrurile sunt în aceeași manieră. E mai dificil, spre exemplu, la instanțele mari, volum mare, cum e judecătoria Iași,
chiar și Tribunalul Iași, care au și în rază de competență penitenciare, precum și spitale cu bolnavi care au măsuri de siguranță, cum ar fi pădure în grajdă. Și atunci, pentru ei, în perioada aceasta, pentru judecătorii de acolo, într-adevăr, există o încărcătură. Dar v-am zis, probabil că toți, așa cum am făcut și noi cei din curte, ne dozăm un pic efortul, profitând de perioada aceea când lucrurile au staționat ca asta au fost și acum trebuie să folosim energia pe care am acumulat. În acest moment, sub ce formă se desfășoară ședințele în sală? Distanțarea pe săli și pe zonele noastre de trafic a fost foarte bine organizată. Clădirea asta nouă ne-a permis acest lucru pentru că avem fluxuri separate angajați pe justițiabili, intră, ieși, spațiile sunt mari. Pe sălile de ședință care nu sunt foarte mari și unde e posibil să producă o aglomerare, judecătorii stabilesc pe ore dosarele și alocă interval de timp. Asta e o muncă în plus pentru compleși, pentru angajați. Că estimez că un dosar din lista de 30, dau un exemplu, îl vei lua la ora 11 și 45 de minute, dar tot ce ai înainte, ziua respectivă, poate să facă acel dosar să-l iei la ora 12 și 45 de minute și decalezi totul. Important este să ai un pic de răbdare, înțelegerea lucrurilor și treaba funcționează cu efortul mare al angajaților care, eu zic că reușesc să facă față. Și din punct de vedere al sălilor de ședință, noi am făcut o organizare aici astfel încât cu ajutorul evident al tuturor judecătorilor și a tuturor care participă și înțeleg, în sală nu se depășește un număr de 12 persoane în cazul dosarelor care sunt aglomerate. Dar și poziționarea în sală între complet procuror, avocați, e de o asemenea factură încât eu cred că nu supune riscurilor majore. Tot foarte măști, inclusiv judecătorii, să știți. E mai dificil, poate, pentru unii avocați sau care au anumite situații când trebuie să vorbească foarte mult și masca, să zice, oferă aerul, oxigenul necesar, dar și din alor foarte înțelegători. Oricum, ei sunt într-un contact direct cu justițiabile în sală, sunt clienții din alor, discută cu ei, dar am observat că nu e nevoie să spunem oamenilor că să respecte marcajele de pe bănci, pentru că avem marcaje cu distanță, unde se poate sta și unde nu se poate sta. Toți sunt atenți la lucrurile acestea și ne respectă. Deci până acum o problematică majoră nu a existat la instanța noastră ca și instanță probleme curtea de apel, chiar și la tribunal. Poate la instanțele mai mari, cum a spus judecătoria acolo, unde, dau un exemplu, în ultima zi în care puteau fi depuse contestațiile împotriva proceselor verbale de sancționare din perioada stării de urgență, deși au primis prin mail, mulți dintre ei, au înregistrat plângerile, s-au prezentat și personal să le mai depună o dată. E o chestiune de obișnuință, trebuie să vin personal, chiar dacă noi, spre exemplu, am creat un soft în care dacă introduce și scanează, ne trimite electronic, îi furnizăm dovadă tot electronic, că a trimis-o la noi. Să zicem că ar putea surveni neglijența unui angajat și nu se registrează, dacă prezintă acea dovadă pe care sistemul i-o dă automat, nu e nicio problemă. Dar cu toate acestea, e o chestiune de obișnuință, probabil că trebuie să mai treacă timp. Oamenii s-au prezentat și atunci s-a produs o aglomerare acolo pe scările de la judecătorie, pentru că și-am întrebat, dar totuși au stat toți în ultima zi și a zis, nu, 80% le-au depuse electronic. Depune personal să fie sigur de aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, ne bucură optimismul dumneavoastră, chiar dacă vă așteaptă o perioadă extrem de încărcată și cu vacanță limitată. Într-o notă optimistă vrem să încheiem și noi ediția de astăzi a emisiunii Actuală Regional, pentru că nimeni nu poate să ne ia dorința de a descoperi lumea. Acum un an, doi tineri plecau de aici din Iași cu dorința de a cuceri America de la un capăt la altul, alături de prietena lor de nădejde, mașina Aro. Dacă au reușit sau nu, vom vedea într-o intervenție, într-un interviu realizat în aprilie anul acesta de către colega mea Maria Florea. Atunci tinerii erau undeva în Columbia, în carantină. Salut! Suntem ascunși undeva în Columbia și nu doar din cauza pandemiei, dar în principal suntem blocați pe loc acum din cauza virusului. Suntem prinși în izolare, mai avem de stat deocamdată până pe 30 aprilie. Pentru marea majoritate a oamenilor această stare, izolarea nu este cea mai bună,
pentru noi a venit ca un moment de respiro, pentru că până în momentul acesta am avut numai parte de acțiune, foarte multă acțiune. Inclusiv răscumpărarea tuturor materialelor video pe care le-am avut. În Bogota, în Columbia, au spart mașina. Bine este că am recuperat tot, am plătit răscumpărare. O mare aventură a fost. Am recuperat doar hard-discurile cu date și am trecut la editat. Așa ne petrecem noi carantina, stăm și edităm. După traseul următor vom merge spre noi, spre Cartagena, unde vom căuta o barcă să urcăm spre Panama. Din partea noastră, un mesaj optimist ar fi că toate trec și cu siguranță toate trec și stăm liniștiți, încercăm să ne protejăm cât putem, încercăm să ajutăm cât putem, asta este foarte important. Și să nu uităm că cu 20 de ani, dacă eram în situația asta, era un pic mai trist. Și mă refer la persoane care se plâng, stau în casă. Nu aveai internet, nu aveai prea mult telefon, nici mesaje, cred că trebuie să stai să citești. Așa că e bine acum, sincer, e bine acum să nu ne plângem de milă și fim tari și dăm înainte. Cu toții, cei de acasă, noi de aici, de pe teren, fiecare trebuie să-și vadă de treabă. Maria, să știi că acest reportaj merită o continuare. Sunt curioasă ce fac mai departe băieții. Noi mai departe ce să facem? Spunem la revedere. E timpul să ne luăm deja rămas bun astăzi, dar vă aștept și mâine de la ora 19 la Actuale Regionale într-o ediție realizată de Gabi Rotaru. Când regină va fi muzica? Numai bine tuturor!